Ne-am întors în direct la rubrica sportivă. Spuneam că s-a încheiat pentru noi US Open, nu? În acest an. Bine, anul următor, evident că ambițiile vor fi intacte, dar cel puțin în acest an, Dane, la o mai puțin de o oră și jumătate de la startul oficial, adică ora 18, ora României, 17 a Paris, așa, eram gata. Deci noi nu mai aveam practic pe nimeni, întrucât victoria Irinei Begu, de exemplu, ne interesează prea puțin. Adică vreau să spun, fără să mai numim, fără să dăm nume, că în ziua de astăzi nu-i bine să dai nume. Am înțeles că nici la școlile din Occident, da, copiii nu mai pot fi mustrați dacă sunt idioți. Da, deci lumea s-a uniformizat, cu toții trebuie să fim la fel. Deci hai să nu mai dăm nume în situația asta, dar pentru noi s-a încheiat. Măcar da? Nu s-a chinuit, Radu, pentru că... Așa se spune la noi, da. Măcar nu s-a chinuit, a plecat de tânără. Ai văzut-o cum fiecare meci pentru ea înseamnă o trecere din iad în, eu știu, în anticamera iadului. E bună asta, da, măcar nu s-a chinuit. Măcar nu s-a chinuit și a rămas un pic mai mult timp de șopingăreală. Gândește-te ce ar fi însemnat un turneu lung, să zicem că ieșea în semifinale. Da? Pentru ea fiecare meci ar fost o luptă incredibilă cu sine însăși. Și în felul ăsta măcar a rezolvat repede. Oricum, locul întâi se pare că n-are cine să-i ia anul ăsta, doar nu o să-i ia Caia Canepi la 33 de ani, nu? Așa e, Caia Canepi mai are un pic și devine bunică. Dar, în orice caz, atenție la urina Arinei Sabalenka, care pare să fie o excepțională aruncătoare de disc. În orice caz, ajunsă însă bine în lumea tenisului. Vă reamintesc că în clasamentul WTA publicat astăzi, proaspăt, că este zi de luni, Arina Sabalenka este pe locul 20. Atenție la acest nume. Este o cucoană care nu încape pe o diagonală de asta de 51 de centimetri a televizor. Este mai tânără decât iubita lui Liviu Dragnea cu vreo 3-4 anișori. Așa. Dar se pare că dacă i-ai face o analiză de urină, s-ar crăpa e prubeta. Deci atenție mare că totuși trecerea asta de impostori dintr-un sport în altul tinde să devină un flagel al acestui moment. N-aș putea să spun al acestui secol, că nu ne place să exagerăm. Dar al momentului, o să vă mai povestesc eu dacă o să avem timp în unele zile, cum mai nou este foarte bine să treci dintr-un sport într-altul, Dane, este ca și cum ai pleca dintr-o țară într-alta, să zicem din România în Serbia, și nu te-ai mai întoarce niciodată. Da? Deci nu te mai caută nimeni, să știi. Dacă, să zicem, te căutau ăia la disc și tu dintr-o aruncătoare de disc ieri ai devenit jucătoare de tenis astăzi, s-a terminat. Procedurile sunt atât de lente încât poți să mai tragi vreo 20 de ani până să te caute ea și în tenis. Că ți-ai schimbat adresa, că e viciu de procedură, e un avocat. Te-ai scos. Pe mâine, fraților, o să rămână Dan, să vedem, rămâne toate cu ideile astea și o să vi le expună în momentele care urmează. Mai vorbim. Să trăiți. La revedere, Radu. Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Bună seara, prieteni! Bun găsit la o nouă ediție, un pont pe zi. Iată că avem primele rezultate mai din toate campionatele. Practic toate competițiile din Europa de club au început. Și cred că am putea să încercăm să desprindem câteva lucruri. Așa cum vă spuneam în alte ediții și e una dintre părerile mele de bază legate de jurnalism, cred că niciodată un articol nu este suficient de bun dacă nu are și comentarii interesante. Practic, comentariile bune vin de obicei la articolele bune și cred că ceea ce s-a întâmplat la campionatul mondial trebuia completat de ceva. Că a fost bine, că n-a fost bine, dar ceva acolo la campionatul mondial s-a întâmplat. Pe moment n-am înțeles mare lucru din lucrurile pe care le-am văzut, însă iată că începând noul sezon în campionatele Europei, deja
Recunoaștem câteva tipare pe care le-am văzut și pe durata turneului final. Aici mă refer în primul rând la impresia asta pe care o avem că banii totuși aduc fericirea într-o oarecare măsură. Mă uitam la De Gea astăzi, Manchester United învinsă pe teren propriu de Tottenham cu scorul de 3-0. De Gea până în etapa cu numărul 3 nu apărase niciun șut. Toate șuturile care au fost pe poartă au fost gol. Azi a mai primit încă 3 goluri și încercând să se găsească o explicație pentru evoluțiile sale de nerecunoscut, practic, comparând cu ceea ce făcea portarul spaniol în urmă cu un sezon, spre exemplu, sau două sezoane, s-a ajuns la concluzia că el, de fapt, este nefericit pentru că nu are bani. Visează salariul lui Alexis Sanchez. Alexis Sanchez are jumătate de milion de lire pe săptămână. De Gea e nemulțumit și ar vrea și el să fie cam tot pe acolo cotat sau, de ce nu, poate chiar mai bine, având în vedere că el a fost titular astăzi, iar Alexis Sanchez rezervă, bănuiesc că poate să ceară și un pic mai mult. Cam așa se joacă fotbal în momentul de față. Tottenham câștigă cu 3-0, dar eu unul nu sunt foarte convins de fotbalul lui Spurs, mai degrabă din punct de vedere defensiv aici, însă vom vedea, probabil vom ajunge cu toții la această concluzie. După ceva vreme, momentan e greu să o critici pe Tottenham după 3 victorii în 3 etape. Alături de mine este Sabin Pârvan. Salut, Sabin! Salut, Dane, salut, Bayern! Da, uite, vorbeam de treaba asta cu banii, valabile și pentru campionatul României, pentru că ai văzut Nistor curtat intens de FCSB, încearcă să își găsească, eu știu, fericirea într-un contract mai bun, fie cu FCSB, fie cu Dinamo. Da, până la urmă se pare că va rămâne la Dinamo, sau cel puțin asta spun. Bun, dar tu știi cât ține perioada de transferul la noi? La noi perioada de transferul se încheie cu vreo două etape înainte de pauza de iarnă. După aia vine pauza de iarnă și începe din nou perioada de transferuri. Adică, practic, în Liga I te poți transfera oricând. Da, și se întâmplă lucrul ăsta, pentru că multe echipe mici, chiar pe asta mizează, încep campionatul cu un lot de jucători. Dacă nu dă randamentul așteptat, în iarnă se fac transferul la foc automat și se salvează totul în play-off sau în play-off. Fiecare unde reușește să intre, ne aducem aminte că Gaz Metan a făcut chestia asta sezonul anterior și a mers, se procedează la noi. Uite, știi, stăteam și mă gândeam zilele trecute, Sabine, tu ca jucător practic ai două chestii pe care le poți face. Ești un băiat tânăr, n-ai avut timp de foarte multe chestii să faci în viață, inclusiv școală, și atunci ai două lucruri care te pot satisface, să spunem. Odată ar fi performanța sportivă, da? Să zicem că treci tot timpul de la bine la mai bine, ajungi la Real Madrid, câștigi Liga Campionilor și așa mai departe. Sau mai e varianta cealaltă, cea financiară. Pentru că altfel mi-e greu să cred că jucătorii își găsesc satisfacție în alte lucruri. Nu știu în ce, dar bănesc că astea sunt cele... așa, în momentul în care satisfacția aceea dată de bani devine atât de importantă pentru ei, sincer înțeleg cum funcționează acest mecanism psihic și cred că în felul acesta ne vom delecta, între ghilimele, cu fotbal în acest sezon. Da, apropo de performanța sportivă, cred că sunt foarte puțini jucători pe lumea asta care țintesc performanța sportivă. L-ai dat exemplu pe De Gea. Are toate motivele din lume să joace cât știe de bine, cât să apere, cât poate de bine pentru un club imens cum este Manchester United, dar dacă săracul e nefericit că nu câștigă decât bani de un Ferrari pe săptămână, nu te poți juca cu sentimentele omului. Și mai spun, da, păi, asta e situația. Sunt convins de chestia asta. Puțini jucători sunt cu adevărat interesați de performanța sportivă. Ei vor bani. Se gândesc, băi, am o carieră scurtă, dacă se accidentează, mă accidentez, va deveni și mai scurtă și hai, dați-mi bani că mai vedem noi după. A fost un jucător la Bordeaux, l-a oprit poliția ieri sau astăzi, nu știu când, nu știu cum îl cheamă, și a zis să-l accertăm, domnule, amendă, ce crezi că mă interesează, am 150.000 de euro pe lună salariu. Cam așa arată lumea de la înălțimea lor. Mă rog, lucrurile nu chiar pentru toată lumea arată
exact precum am discutat. Mai sunt și echipe ceva mai mici. O să vorbim de Dinamo Kiev, Ajax, AS Amsterdam, care este meciul zilei Unibet. Oameni ceva mai modești aici, care fie au avut o șansă, dar au ratat-o, vezi o parte dintre fotbaliștii de la Ajax, fie sunt abia sosiți în Europa, dornici să prindă și ei pe viitor contracte mai bune. Momentan trebuie să tragă pentru acele contracte. Da, trebuie să tragă, mai ales că sunt la 90 de minute distanță de o primă performanță bună. Să vii din Ucraina sau din Olanda și să intre în grupele Ligii Campionilor e destul de complicat în zilele noastre. Din Ucraina, pentru că nu este un fotbal extrem de dezvoltat, nu se mai investesc banii de acum câțiva ani. Iar din Olanda, pentru că fotbalul olandez a scăzut dramatic în ultima perioadă, mai ales în ceea ce privește jucătorii tineri, și ne uităm cu cine joacă Ajax în față, l-are pe Huntelaar la 30 ceva de ani, este titular incontestabil. Deocamdată, pentru marșa de tur a acestei partide, în tur a fost la Amsterdam, a fost 3-1 pentru Ajax. Ajax este din nou favorit, are o cotă de 2,60, dar 2,65 Dinamo Kiev, deci lucrurile sunt clare. Casele de pariuri s-ar aștepta mai degrabă la un egal, dar acesta are cota 3,45. Eu cred că e o cotă interesantă, pentru că un 1-1 în această confruntare nu m-ar mira. Acum, cred că depinde mult și de felul în care Ajax va evolua în deplasare, pentru că pe teren propriu a fost convingătoare, mi-a plăcut ce am văzut. E adevărat, Dinamo Kiev și ea a părut interesată. Interesantă. Da. Mi-a plăcut și Dinamo Kiev într-o anumită manieră, e adevărat, nu s-a regăsit în deplasare. E posibil ca lucrurile să stea totuși la fel și viceversa, adică Ajax să nu se simtă bine în deplasare și Dinamo Kiev să profite de lucrul ăsta. Destul de bune aceste două formații, rar pot să spun acest lucru, dar într-adevăr două echipe care mi-au plăcut, și Ajax mai ales, dar și Dinamo Kiev, au fost interesante. Și atunci, gazdele se califică, 5.35, mi se pare o cotă foarte bună, Sabine, la Unibet. Da, o cotă foarte bună, și asta și în condițiile în care, cum ai spus și tu, Dinamo Kiev s-a descurcat bine în tur. Experiența Ajax-ului, poate chiar acești jucători, uite, un Tadic, un Blind, jucători care au completat un lot, să zicem, destul de bun, au făcut diferența, dar nu a fost o diferență evidentă, o diferență care să te ducă cu gândul la o calificare, da, fără emoția a lui Ajax. Da, peste 1,1. Ne putem gândi, în schimb, la spectacol, și pariul nostru din zona asta va veni peste pariurile noastre, pentru că avem mai multe pe acest meci, 1 acum, încă 2, da, în doare, peste 1,5 goluri în prima repriză, cota 2,65, gazdele peste 1,5 goluri. Uite, deci dacă dai gazdele se califică, cota 5,35, parcă te-ai aștepta la gazdele peste 1,5 goluri să fie o cotă puțin mai sus, dar e, între ghilimele, doar 2,28. Pontul nostru este, ambele marchează, 1,60 este cota. O ultimă remarcă să fac. Dinamo Kiev a jucat în weekend la Cernomorets Odessa. Doar 3 titulari din manșa tur cu Ajax au fost pe teren. Interesant este, în schimb, faptul că la Odessa a jucat 4-3-3 Dinamo Kiev față de 4-2-3-1 formula standard a echipei. Ne putem gândi că și în meciul cu Ajax-ul, în care Dinamo Kiev trebuie să recupereze eșecul din tur, vrea să întoarcă înfrângerea din tur, va propune o astfel de așezare tactică mult mai ofensivă. Rămâne de văzut. Poate... Da, ambele marchează, am înțeles. Poate că da, poate că nu, Sabine, însă există și varianta ca cei de la Dinamo Kiev să fi folosit acest modul pentru că erau jucătorii pe care îi aveau. Da, aia mai rămăsese, da. Oricum, doar 1-1 au făcut la Odessa, bine, cu multe rezerve, cum am spus, dar rămâne de văzut. Eu cred că va fi un meci spectaculos, pentru că Dinamo Kiev nu are ce să apere, iar Ajax, chiar dacă nu mai este Ajax-ul de acum câțiva ani, știe să speculeze pe contraatac. Dăm voie să citesc câteva dintre mesaje. Avem... aici, uite, Florin din Pamplona ne spune: Valencia l-a transferat pe Guedes, Steaua primește gol sigur, o să vorbim și de FCSB puțin
mai târziu. Dinamo, Zagreb, ambele marchează și 3+. Gigi Oprița ne scrie. FCSB are capacitatea de a marca două goluri, dar problema este în apărare. Cred că o să primească, scrie telespectatorul nostru. Walsall 1, solist, Liviu Adrian Mazilu. Ce mai avem aici? Părerea mea, FCSB și Dinamo Kiev se califică, ne scrie Cătălin Lupescu. FCSB și Dinamo Kiev fiind în situații asemănătoare, pentru că ambele au pierdut cu 3-1 în partida tur. Da, și avem și linia de start, garnitura de start a FCSB-ului, deci putem face o analiză chiar destul de amănunțită pe returul dintre cele două. Mai încolo chiar avem ceva pregătit pentru FCSB contra Rapid Viena, meci de joi seara. Corect, Dinamo Kiev, Ajax, ambele marchează, cota 1.60, ne scrie și Ionuț Dragoș. De asemenea, Ajax, ambele marchează. Ce mai avem aici? Ne salută telespectatorii, salutăm și noi și, bineînțeles, invităm pe pagina noastră de Facebook pentru comentarii, pentru a completa emisiunea. Articolele nu sunt întregi atâta timp cât nu există comentarii, la fel și emisiunile TV, și sper că sunteți alături de noi. Va câștiga turneul campioanelor Simona Halep, ne scrie un alt telespectator. Aici e o doză mare de imprevizibilitate, adică să pariezi pe un astfel de lucru. Ok, crezi chestia asta, îl întreb pe telespectatorul nostru, cât ai paria că va câștiga turneul campioanelor? Da, și eu aș paria, spre exemplu, dacă ar avea o cotă de, eu știu, 5, poate aș paria un 10 lei, nu? Pentru că merită. 5-6, cum avea pentru câștigarea US Open. 6 avea. Da, numai că aici sunt mult mai multe meciuri la US Open, pe când la turneul campioanelor e un pic mai simplu. Da, dar ce adversar are turneul campioanelor? Ești în top 8 acolo, cele mai bune jucătoare din lume. Da, Simona a oferit o serie de explicații pentru eșecul din primul tur. Unele au fost normale, logice, a avut un program încărcat. Sabine, sincer, explicații oricine poate da. Ce nu poate da oricine e tenisul ăla de calitate, care uneori se vede, uneori nu se vede. Mergem mai departe, prieteni, haideți să vedem și alte ponturi pentru Liga Campionilor. Ca să câștigi când pariezi, ai nevoie de informații, multe. De aceea eu pariez pe NetBet. Aici văd toate meciurile în direct și am informații la secundă. Așadar, prieteni, revenim la Liga Campionilor. Dinamo în sus, Dinamo în jos în Liga Campionilor. Peste tot numai Dinamo. Da, dar nu e Dinamo. E nefericire pentru noi. Da, Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, toată lumea, toate formațiile Dinamo din Europa, cele mai cunoscute, bat la ușile Ligii Campionilor. Asta nu înseamnă că vor și intra. Da, asta nu înseamnă că vor și intra. Dinamo Kiev este într-o situație mai dificilă. Dinamo Zagreb, în schimb, după 1-1 la Berna, cred că are o șansă destul de bună. Pariem din nou pe spectacol în doze decente și în returul de la Zagreb. Apropo, deci avem ponturile 2-4 goluri în meci, cota 1-41 și gol în ambele prize, cota 1-79. Pentru această partidă deselectat este și un pariu pe cartonașe galbene. Nu aveam cotele necesare atunci când am pregătit emisiunea. Știu, 4,5-5,5 cartonașe galbene sunt pariuri de luat. Va fi un meci intens, la fel cum a fost și cel din tur de la Young Boys. Pentru AEK Athena cu MOL Videoton, MOL Vidi, peste 5,5 cartonașe galbene la o cotă de 1,56 și 1-0 scor corect oricând în meci, pariul ăla care ne place, cota 1,40. Apropo de cartonașe, în turul din Ungaria au fost 4 cartonașe galbene și 2 eliminări.